Una dintre dudele populare lansate de persoane care știu filozofie, nu fiziologie, este nu bea apă în timpul mesei pentru că se diluează sucurile digestive. Este adevărat că dacă luăm un borcan în care există deja niște suc și punem niște apă peste sucul ăla, sucul respectiv se diluează. Doar că stomacul din corpul uman nu este un borcan, iar sucurile digestive nu stau acolo depozitate frumos, așteptând să vină apa să le dilueze. Secreția de suc gastric înseamnă trecerea prin membrana celulelor stomacului de ion de clor la schimb cu ion de bicarbonat și de ion de hidrogen la schimb cu ion de potasiu. Acest schimb transmembranar de ion prin membrana celulelor gastrice asigură secreția de suc gastric și are loc continuu în stomac cât timp există un stimul care semnalizează creierului că avem nevoie de suc gastric. Stimul ce poate fi alimentar atunci când avem alimente în stomac sau nervos atunci când suntem stresați. Pentru că stomacul omului nu este un borcan din sticlă moartă, ci un țesut viu prin care trec chestii dintr-o parte în alta, poți să bei apă oricând, și înainte de masă, și în timpul mesei, și după masă. Apa din sticla de apă, din lapte, din fructe și legume sau din ciorbă, neinfluențând desfășurarea acestui schimb transmembranar de ioni, care înseamnă de fapt secreție de suc gastric. Și Doamne, ce bine ar fi dacă în caz de hiperaciditate, de stres, de ulcer sau de gastrită, am putea să ne rezolvăm aciditatea asta crescută bând apă. De ce naiba ar mai lua cineva antiacide dacă ar putea dilua secreția de suc gastric bând apă?